zi națională, Ziua Marinei Române a fost sărbătorită și anul acesta pe faleza din fața Comandamentului Flotei din Constanța. Cu acest prilej nu putem să le urăm marinarilor români decât bun cart înainte. Navele militare care arborează pavilionul tricolor sunt partea teritoriului național al țării. Oriunde lume s-ar afla, nava poartă cu mândrie la catarg pavilionul și îi acordă respectul cuvenit. Atențiune! Echipaje la pavilion, geac și marele pavoaz, rept, gardă pentru onor la pavilion, geac și marele pavoaz, prezentați! Este ora! Pavilionul, geacul și marele pavoaz, sus! Nave și scafandrii de luptă, elicoptere Puma Naval, luptători din forțele speciale și infanteria marină au făcut o demonstrație de profesionalism, forță și curaj în fața personalităților militare și civile, dar și a un numeros public prezent pe faleza din Constanța de Ziua Marinei Române. Forțele navale au evident un rol complex, un rol extrem de important și suntem bucuroși să vedem și să conștientizăm faptul că toate misiunile de luptă pe care le au sunt îndeplinite cu mare responsabilitate și cu multă, multă dăruire. Sunt și bucuros, dar în același moment și onorat pentru că sunt astăzi aici, în această zi plină de semnificații, o zi de tradiție, o zi în care sărbătorim o mare sărbătoare creștină și, sigur, ceea ce gândesc în primul rând este un gând de recunoștință și de admirație față de eroii marinari ai neamului românesc. În același timp, pentru cei care astăzi își desfășoară activitatea pe apă sau în legătură cu apa, la fel, cred că trebuie cu toții să le adresăm mulțumiri, recunoștință și, în ultimul rând, un la mulți ani călduros și multă, multă sănătate. De pe apă, din aer, prin salturi de la joasă înălțime și coborâri în rapel, prin desantări sau prin adoptarea luptei apropiate la malul mării, militarii din forțele navale române au angajat lupte succesive de descurajarea inamicului și, ulterior, prin concentrarea focului, forțelor și mijloacelor, au dezvoltat lupte pentru respingerea unor atacuri teroriste. Schimbările de situație, dar mai ales amploarea și puterea distructivă a forțelor angajate la sărbătorirea Zilei Marinei Române, au încântat numerosul public. Ce gânduri ați venit astăzi aici? Gânduri foarte bune de admirație pentru marinarii români. Sunt niște oameni curajoși care, fie că-i timp, că-i furtună, că-i timp frumos, știu să facă cinste țării noastre pe mări și pe oceane. Am o deosebită stimă pentru ei și pentru marina comercială și pentru marina militară. Cum vi se pare spectacolul până acum? Foarte frumos, foarte
interesant, ceea ce dovedește că militarii marinari s-au pregătit pentru acest exercițiu și ne face cinste armatei noastre. Este o zi extraordinară, o zi frumoasă, deosebită, un spectacol foarte frumos, sunt pentru prima dată, sunt indignant și am rămas copleșit. Cum vi s-a părut? Foarte frumos, foarte, excepțional. Excepțional, mulțumim până acum. Ați mai participat la astfel de manifestări? În tot anii, în toți anii. De unde sunteți? De aici, din Constanța. Mi-a plăcut, a fost frumos, o desfășurare de impresionantă. Tăticul este cumva marinar, că văd că ce-a... Da. Și ce ai doriți astăzi de ziua marinei? În primul rând, la mulți ani. La mulți ani și tuturor marinilor și marilor. Tuturor marinarilor care... militar și civile, dorim la mulți ani, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor alături de familiile lor. Este greu să fiți soție de marinar militar? Este, într-adevăr. Greu, dar asta este. Ce le doriți colegilor soțului nostru și soțului nostru astăzi? Tradițional, la urare, vom bun din pupa. Spectacolul de la malul mării a fost completat cu jocuri marinărești și un spectacol de muzică de fanfară. La Constanța, marinarii au transformat instrucția într-un veritabil spectacol pe care cu siguranță nu-l vom uita.